pronta, quindi un sistema solo, poate persoana aia, aici aș timp este cazul de separare, dar poate să se fie electrocutat sau să ajungă în altă postură care ne pune pe noi în pericol. Și întrebăm, știe cineva ce s-a întâmplat și atunci, dacă e multe de știe, au spus în mașină, și întrebăm, domnul, dacă ne auziți, vă rog să deschideți ochii. Domnul, și în același timp avem și un scândăl dureros, da? Domnul ne auziți și atunci vedem, el nu ne aude. Și simplu, inconștient, să ne ajute cineva, întotdeauna ne prinde bine în comună de ajutor și în jurul nostru. Eliberăm căile aeriene, cu o mână, pe frunte, ne uităm în cavitatea bucală, observăm dacă avem corp străin. Dacă avem un corp străin și noi considerăm că putem extrage, introducem, ar fi de preferat să avem șervețel, o batistă, pe echipajul de ambulanță avem o pensă și atunci extragem corpul. Dar doar dacă considerăm noi că putem scoate, dacă vedem doar un vârf, atunci nu o introducem bucetele acolo, pentru că noi putem împinge de cavitatea bucală mai departe. După ce am extras corpul, sau în cazul care nu trebuie, ascultăm dacă respiră. Privim toracele, ascultăm și simțim pe obraz. Toată această mișcare trebuie să fie între 5 și 10 secunde. Nu mai mult, pentru că pierdem un timp foarte mult timp pentru noi, nu mai puțin, pentru că în cazul de persoane inconștiente, frecvența respiratorie este foarte mică și atunci nu ne-ar ajuta. Noi dacă în secunda asta putem să avem o persoană care respiră și nu e nevoie de resuscitare cardiopulmonară sau o persoană care nu respiră. Dacă nu respiră, în momentul acela, zicem că tu ești singur pe stradă, iei telefonul, sun la 112, spui cine ești, pentru ca să nu pierzi, spui funofil, sunt în parcul municipal Bistrița, am în fața mea un bărbat de 35 de, aproximativ 35 de ani, am un cardiorespirator, în ce manevră de resuscitare, te uiți în frică. Nu am transmisat nicio întrebare, pentru că tu ai spus unde, cine ești, unde ești și ce ai în fața ta. Și începem efectiv manevrele, care înseamnă începem compresiile și ventilații. Compresiile, suspensie de compresii cu două ventilații, începem și 1, și 2, și 3, și 4, și 5. Avem grijă coatele să fie drepte, umbrii perpendiculari cu coatele victime și trebuie să apăsăm să ținem pe 5-6 cm, să apăsăm pe torace. Dar dacă este o victimă foarte solidă, noi să ținem că apăsăm 1-3 diametru autocontrol al toracelor. Și numărăm, până la 15 folosim șiul, după 15 nu mai folosim pentru că oricum numărul este lung. Când ajungem 28, 29, 30, începem cu ventilațiile. Ne punem la capul victimei, facem efiferescența capului cu două degete, pensăm nasul și respirăm. Capul trebuie să dureze într-o 1,5 secunde. În timp ce facem asta, observăm toracele, dacă se ridică sau nu. Și începem din nou. Și 1 și 2. Facem lucrul ăsta până ne, o să vezi, este foarte greu, ne epuizăm, până dacă reușim, victima își revine, o să aibă primul semnament, o să tușească, o să fie, o să vomite, sau până ce vine echipajul medical.